Dascălii nu vor fi afectați de decizia executivului privind blocarea angajărilor la stat de la 1 iulie și până la 31 decembrie. Precizarea aparține sindicaliștilor din învățământ, care spun că ordonanța guvernului limitează însă angajarea personalului nedidactic din școli și grădinițe. Aceasta chiar dacă în ultimii ani numeroși angajați ai unităților de învățământ au plecat din sistem, fie prin pensionare la împlinirea vârstei, fie au optat pentru un alt job mai bine plătit. Bine că posturi unice, dar într-o școală sau o grădiniță unde deja avem lipsă de personal prin pensionare sau, Doamne ferește, da, alte motive, nu poți să ocupi acel post pentru că trebuie să ai mai multe posturi ocupate. Ori lucrurile nu stau deloc în regulă. Chiar și astăzi în Consiliul de Administrație s-a pus în discuție acest subiect și există înțelegere la nivel local, dar ce facem la nivel național? Înțelegere în sensul în care, cel puțin, solicitările de până la acest moment să fie demarate, adică să solicitările de ocuparea posturilor libere la momentul ăsta. Ca, în așa fel încât, pe data de întâi, să nu mai fie invocat, stai că avem lege și nu se permite ocuparea lor. Pe fondul deficitului de personal nedidactic, angajații din școli se văd nevoiți să preia o parte din sarcinile celor care au plecat din sistem. În județul Buzău, cele mai mari probleme de acest fel se înregistrează la grădinițele cu program prelungit. Ne e din ce în ce mai greu să explicăm. Domnule, trebuie să acoperim tot ce înseamnă muncă într-o școală și cu cine? Cu cei care au rămas. Adică chiar dacă ai două, trei posturi libere, trebuie să le ocupi cu, să le acoperi cu cei care... Și asta înseamnă muncă peste program, fără... N-ai voie nici să-i plătești. N-ai cum să le acorzi nici timp liber corespunzător. În același context, liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar Buzău spune că este anormal ca județul să aibă trei inspectori școlari adjuncți în condițiile în care în școli și grădinițe deficitul de personal este la cote îngrijorătoare. E o prostie din punctul meu de vedere să gândești după ce ai ocupat și după ce ai creat posturi nenumărate în diferite structuri pentru a-ți rezolva problemele. Da. De la un partid sau altul sau de la toate partidele aflate la guvernare, acum vii și le blochezi pe celelalte. Nu spun că au apărut discuții și în spațiu public. Dom'le, nu știu dacă se justifică toate posturile pe care, chiar și la noi în învățământ, anumite posturi de conducere. Dom'le, chiar se justifică? Ne-am descurcat și cu un inspector general și unul adjunct. În Buzău, inspector școlar general este Daniela Palcău, iar cei trei adjuncți sunt profesorii Daniela Lăptoiu, Dan Popescu și Ionel Meiroșu.